Piesa de teatru Iona de Mărin Sorescu este compusă din 4 tablouri. În scena inițială a piesei, Iona se găsește în interiorul gurii unui pește uriaș. Citez. E întors cu spatele spre întunecimea din fundul gurii peștelui uriaș, am încheiat citatul, și nu este conștient de situația periculoasă în care se află. Concentrarea sa este îndreptată către prinderea unui pește de talie mare. Iona este prezentat inițial ca un pescar ghinionist, deoarece nu reușește să prindă pești mari și se mulțumește să pescuiască pești deja capturați dintr-un acvariu pe care îl transportă mereu cu el. În finalul tabloului întâi, Iona este înghițit de pește. În tabloul al doilea, acțiunea se petrece în interiorul peștelui. Iona vorbește mult, iar monologul continuă cu accente filozofice, exprimând idei existențiale care pun stăpânire pe gândurile personajului. Iona găsește un cuțit cu care se joacă, semn al libertății de acțiune, care îi dă speranța că poate scăpa din această situație. În finalul tabloului, Iona devine visător și se simte ispitit să construiască, citez, o bancă de lemn în mijlocul mării, am încheiat citatul, pe care să se odihnească pescărușii și vântul. Scena a treia are loc în interiorul celui de-al doilea pește care l-a înghițit pe primul. În acest pește există o moară de vânt, simbol al inutilității. Iona reflectează asupra unor probleme existențiale, viața, condiția umană, ciclul naștere-moarte. Apar două personaje care nu rostesc niciun cuvânt, pescarul 1 și pescarul 2, cu câte o bârnă în spate pe care o transportă neîncetat, acestea reprezentând oamenii care își poartă greutatea destinului fără să caute vreo soluție. Iona începe să taie burta peștelui 2, trecând în interiorul celui de-al treilea pește. Sfârșitul scenei arată o mulțime de ochi care îl privesc, simbolizând copiii nenăscuți pe care peștele îi are în pântece. Scena a patra îl arată pe Iona în gura ultimului pește. Personajul respiră acum un aer mai gros, nu mai vede marea ci nisipul, dar nu este mulțumit. Singur în pustiul imens, dar dornic de vorbă și de a fi auzit, Iona își cheamă semenii. Citez, hei, oameni buni! Am încheiat citatul. Apar cei doi pescari care au în spate bârnele și Iona se miră de ce întâlnește tot timpul aceiași oameni. Orizontul lui Iona se reduce la o burtă de pește, după care se îndrezărește alt orizont, care este, citez, o burtă de pește uriaș, am încheiat citatul, apoi un șir nesfârșit de burți. Tabloul 4 se termină cu Iona spintecându-și burta. Sinuciderea în această piesă de teatru nu trebuie privită drept moarte, ci ca o renaștere, similară păsării Phoenix, care învie din propria sa cenușă. În același mod, Iona renaște din propria sa greșeală. Dați like dacă v-a plăcut acest video și lăsați un comentariu, spuneți-mi la ce vreți să mai fac animații.